Bogdan, mediatoare pentru persoanele de etnie romă din Hâncești, este o femeie cu o soartă și un rol deosebit în acest oraș din Moldova. După o perioadă prodigioasă de profesoară de limbă romanii și activitate de meșter popular în broderie, în 2012 a decis să candideze pentru postul de mediator pe lângă primărie. Intuiam că lucrurile vor începe să se schimbe mai bine odată ce vom avea un funcționar care să se ocupe direct și nemijlocit de comunitatea de romi, cu mare autoritate în mediul romilor și cu mare dorință de a ajuta și a schimba cumva situația. De la bun început mi-a fost foarte greu, dar la moment toți romii mei sunt ascultători și înțeleg când e de bine și când e de rău. Elena Bogdan cunoaște fiecare copil de etnie romă din Hâncești. Reușește să le descopere talentul și să-i îndrumeze în calea alegerii unei profesii. Polina Savina a fost o revelație pentru ea. Domnișoara face box și vrea să devină polițistă, dar până la facultate mai are ceva timp. Așa că a decis să învețe și meseria de brutar. Doamna Elena m-a încurajat ca să vin la această școală și să-mi iau o profesie dată. Planific să plec la catedra militară după ce termin studiile la școala profesională și pentru catedră eu mă antrenez, fac sport, box. Și școala de polițiste chiar îi încurajez la 100%. Pentru că să avem și, cum spune bombul din popor, să avem și noi o aripidea noastră. Dacă ei au îndrăgit această profesie, am curajat-o. Vrei, mergi înainte. Dacă ai dragoste față de această profesie, mergi înainte. Am găsit persoana care este întotdeauna intermediarul între autoritățile publice ca și instituție și comunitatea de romi ca și locuitori ai municipiului nostru. Foarte bine că ei lucrează în primărie, că când nu era ei, nu ne mai prime nimeni pe aici prin primărie. Venim până la ușă, hai, duceți-o la lucru, dar la lucru unde? Dacă nu primești. De când doamna Elena a început să lucreze aici la primărie, s-a schimbat foarte mult atitudinea pentru romi. Eu pentru dânsă sunt ca o mamă. Când apare un conflict în comunitate, mediatorul. Când îi trebuiește ceva să facă, este mediatorul. Peste tot locul găsiți mediatorul. Persoanele vin cu probleme din partea sărăciei, de exemplu, școlarizarea, dacă copilul nu merge la școală și este anunțat de școală că el nu frecventează, chem persoana la mine dată și îl întreb de ce copilul nu frecventează. Păi din partea îmbrăcăminte, din partea încălțăminte. Face o cerere la în primărie aici, îi oferim o oarecare sumă ca să-și dea copilul la școală.